Mami, mai mușcăciun o să mă aducă ceva? Depinde ce vrei și de câte cuminte ai fost. Verde-i setul negru. Poate le primești sau poate nu. Câte zile trebuie să fiu cuminte? 5 zile sunt de ajuns? Nu! Cum adică 5 zile? Tu ar fi trebuit să fii cuminte tot anul. Un an întreg? E prea mult. Nu pot să fiu cuminte atât de multe zile. Deci recunoști că au fost zile în care ai fost obraznic. În cine are zile proaste? Mhm. Am încet mult să decorez bradul de Crăciun. Foarte frumos din partea ta. Bradul meu este mai frumos. Nu e adevărat, al meu e mai fantastic. Uite, mami, Andreea se ia obraznic. Eu ne cred că Moș Crăciun o să-i aducă multe cadouri. Poate că da, poate că nu. De ce nimic nu e sigur cu Moș Crăciun? Ar trebui să-l întreb direct pe el. Aha! Acum bradul meu e super, super, super! Am o idee! O să-l întreb eu pe Moș Crăciun de ce nimic nu e sigur cu el. În seara aceasta, moșul va zbura și peste casa noastră. Noapte bună! Noapte bună, copii! Noapte bună! Dacă ați fost cuminți, poate va coborâ și pe hornul nostru. Care o fi al lui Andreas și care o fi al lui Nicolas? Ăsta mic, sigur e al lui Eric. Ce verde e al meu? Tu de ce nu dormi? Voiam să te văd și să te întreb ceva. Copiii cu minți ar trebui să doarmă la ora asta. Ești tu, cumva, un copil obraznic? Tu n-ar trebui să știi? Da, ar trebui. Stai puțin să caut. Nicolas, unde ești tu, Nicolas? Nicolas. De ce ai scris pe cutie genică de veceu? Asta e lista copiilor obraznici? Elfii mei sunt puși tot timpul pe șutii. Iată că în locul listei mele, cu margini aurite, mi-au făcut cadou un sul de hârtie igienică, scris cu cerneală invizibilă. Elfii sunt tare caragioși. Sunt, dar și muncitori. Vezi tu, sacul meu e plin de jucării pentru toți copiii din lumea asta. Pare că nu-i pentru atât de la jucării. Pentru că e magic. E un sac fără fund. Oricâte jucării aș pune în el, niciodată nu sunt prea multe. Ce super! Aha, te-am găsit.
aici spune că ai fost un copil cu minte, dar ai avut și zile proaste în care am fost rău. Cu toți avem zile proaste. A, ești un copil tare, isteț. Ai un motiv anume pentru care m-ai spionat și ai așteptat să apar în casa ta? Da, o întrebare. Te ascult. De ce nimeni nu știe, nici chiar mama mea, dacă voi primi cadou de la tine? Și de ce cu unii copii ești bun și cu alții rău? Dar eu nu sunt rău. Nici când lași o nuielușă pentru copii în locul jucăriilor? O nuia? O nuia e pentru cei obraznici, nu ca să fie folosită, ci pentru a le sugera că trebuie să se schimbe în mai bine. Câteodată, un cadou nedorit poate reprezenta mai mult decât orice, dacă știi să-l primești. Eu primesc o nuielușă sau un cadou? Tu simți că ai fost obraznic? Nu. Atunci, știi deja răspunsul la întrebarea mea. Mulțumesc, mă duc să mă culc. Sărbători fericite, Nicolas. Și ție, Moș Crăciun. Și totuși, am o nuia pentru cineva din casa asta. Și vă aduci ceva, moșul? Lasă telefonul deoparte și uite-te cât de bucuroși sunt cei mici! Știi cât de important este serviciul pentru mine. Doar într-o zi pe an e Crăciunul. O zi care poate să ne strice toate planurile pentru anul viitor. Cei mici s-ar bucura super mult dacă le-ai vedea cadourile. Termină în 30 de minute. Gata, am terminat. Și eu ce cadou am primit de la Moș Crăciun? Ia? Cum adică o nuia pentru mine? Eu nu pot fi obraznic. Sunt adult. Nu mai sunt de mult copil. Nuielușa e doar un gest. Că să înțelegi că e timpul să te schimbi. Să fii mai bun cu oamenii din jurul tău. Și cine ți-a spus ție asta? Chiar Moș Crăciun. Ca de obicei, Moș Crăciun are dreptate. Ce zici dacă astăzi mergem la schimb? Super! Crăciun fericit tuturor!